Pentru cei care sunteți aici prezenți și pentru cei care sunt online, le spun toate cele bune și mă bucur foarte mult că suntem împreună. Poate vă veți întreba ce înseamnă role play în reumatologie. Este un nou concept pe care l-am ofertat Comisiei de Organizare a Congresului de Reumatologie, în care, așa cum o să vedeți pe rând, un reumatolog va fi expertul care va prezenta cazul și un reumatolog practician este cel care va pune întrebări, iar la sfârșit am fi vrut una sau două întrebări de la dumneavoastră pentru definitivarea cazului. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt Denisa Predețeanu, sunt conferențiar la Spitalul Sfânta Maria și sunt împreună aici cu două doamne doctor, reumatologe, medici primari de la Spitalul Sfânta Maria, doamna doctor Mădălina Dună și doctorița Laura Groșan. Pentru început, eu sunt expertul, din această cauză, vedeți, am și beneficiul unui pupitru. Doamna doctor Dună va fi reumatologul practician. Eu, în calitatea mea, voi prezenta cazul, apoi ea va pune întrebările și, la sfârșit, așa cum am spus, dumneavoastră veți continua. Niciuna dintre noi nu avem nimic de declarat ca interese. Cazul 1 este vorba despre o femeie în vârstă de 70 de ani care s-a prezentat la Spitalul Sfânta Maria în iulie 2021 cu aceste elemente clinice, această erupție la nivelul feței, eritematomaculară, extensivă, ușor descoamativă, așa cum vedeți în imagine, parcă respectăm puțin regiunea periorală și regiunea nazolabială, cu fenomen răinoi intens, atât la palme cât și la plante, astenie fizică importantă și o afectare musculo-articulară. O femeie de la țară care nu era obișnuită să dea date foarte clare din istoria medicală, dar oricum ne-a spus că nu se putea mișca și că avea tumefiate atât articulațiile, ne arăta coatele, mâinile, genunchii, gleznele și practic nu se putea mișca. Câteva antecedente, fiziologie, menopauza la 44 de ani, 4 sarcini, în antecedente personale patologice, hipertensiune arterială, tuberculoză pulmonară în 2011 și o tulburare anxios-depresivă, cum v-am spus, o femeie din mediul rural, nefumătoare, dar care lucrează foarte mulți ani într-un mediu cu expunere la noxe respiratorii, industria cauciucului. Ca istoric, istoricul ei a debutat cam prin aprilie 2021 cu subfebrilitate, inapetență, fatigabilitate musculară, artrite și a făcut o radiografie corp pulmon prin medicul de familie unde s-au evidențiat opacități cu contur regulat subclavicular drept, cu un interstițiu accentuat infrahilar bilateral și o opacifiere minimă a sinusului costodiafragmatic drept. A fost internată la Spitalul Județean din Pitești, tratament antibiotic cu evoluție favorabilă, dar această evoluție n-a mers foarte mult, decât aproximativ o lună, când ea începe să prezinte febre 38 de grade, starea generală foarte alterată, nu se poate mobiliza, deci practic familia mi-a spus că nu puteau să o scoată din baie în momentul în care îi făceau toaleta, cu mobilizare deficitară, implicând atât mușchii cât și articulațiile. Avea un test SARS-CoV-2 negativ, acolo, la spitalul din Pitești, la a doua internare, mai 2021, îi se face un CT de torace, care evidențiază pleurezie minimă bilaterală, multiple bule de enfizem, noduli fibromatoși, un sindrom de condensare la nivelul lobului inferior drept, face de asemenea tratament antibiotic, dar pentru faptul că pe CT începuseră elemente pulmonare care erau destul de greu de identificat într-o boală, este trimisă către Institutul NASTA, cu aceeași stare generală alterată, cu febră persistentă, 38 de grade, fatigabilitate, în aproximativ un an de zile a declarat că a scăzut ponderal 20 de kilograme, poliartralgii,
De data aceasta, interpretarea remeneului cu care a venit din Pitești a fost aceea a unui tep de ram lobar inferior drept și mediu, cu mică imagine de infarct pulmonar la nivelul lobului mediu și s-a indicat tratament anticoagulant cu Eliquis. Câteva analize pe care le-a făcut la institutul nostru au arătat în felul următor: o anemie, vedeți și dumneavoastră, 9,6 grame, cam normocitară, normocromă, pe care și noi am interpretat-o în contextul unei inflamații, dar cu leucocite și cu trombocite normal. Creatinina 1,46, urei 102, am interpretat acest lucru și în condiția unei deshidratări pe care le avea, cu transaminaze normale, sodiu, potasiu normal, un sindrom inflamator extrem de mare. Vedeți, proteină C reactivă 102 cu viteză 140 și de dimer 3203 nanograme pe mililitru. Tot aici, probele respiratorii au arătat o disfuncție ventilatorie restrictivă moderată și vedeți și dumneavoastră, constanta de transfer 38,7% din valoarea prezisă, iar transferul alveolo-capilar de monoxid de carbon 42,8% din valoarea prezisă. I s-a făcut o ecografie cardiacă, cavitățile erau nedilatate, o leziune de aortă degenerativă de tip steatoză moderată, cu regurgitare ușoară. Ni s-a spus că are și un grad de hipertensiune pulmonară, dar nu am avut o cuantificare pericardul liber. I s-a făcut lavajul broncoalveolar și cu această ocazie s-a văzut că numărul total de celule era crescut, 12,4 ori 10 per 6, vitalitatea numai 71%, iar din toate aceste celule, ce frapa cel mai mult era numărul de limfocite. În lavajul broncoalveolar, vedeți, am pus și eu în roșu, numărul de limfocite ar trebui să fie cam 12-13%, la ea era 25,8%, fără celule tumorale, fără floră microbiană, fără hematii, încât pneumologul a identificat această suferință ca fiind în contextul unei alveolite limfocitare. Aici vreau să vă arăt și examenul CT-ului, acela pe care l-avea din Pitești și pe care l-a reinterpretat radiologul de la Institutul NASTA. Cum vedeți și dumneavoastră pe prima imagine, revărsat pleural bilateral, acel sindrom de condensare în lobul inferior drept. Numai puțin, m-am grăbit eu foarte tare. Nu știu, cred că aș vrea să dau înapoi. Așa. Vedeți condensarea în lobul inferior și ceea ce a frapat foarte mult, aceste chiste multiple, aerice, bilateral, de dimensiuni foarte mari, prezente bilateral cu dispoziție aleatorie, iar pe CT-ul de torace cu substanță de contrast, vedeți și dumneavoastră oprirea la nivelul lobare inferioare și media arterei pulmonare drepte în cadrul acestui TEP. În iulie 2021, deci când s-a internat la noi, avea aceeași anemie, normocitară, normocromă, ureia, creatinina cu acid uric arătau cam la fel, ușoară creștere, probabil în contextul unei afectări extrarenale. Cum vedeți, sindromul inflamator foarte mare, viteza 111, proteina C reactivă 173, fibrinogenul 479, complementul scăzut, atât fracția C3 cât și fracția C4,
Urocultura pozitivă pentru clepsiela proteinuria era normală și cu testul CUMS direct pozitiv. De ce a trimis-o pneumologul către reumatolog? Datorită faptului că a văzut de la început că nu avea numai această problemă pulmonară gravă și că asocia și niște manifestări extrapulmonare, care practic erau, cum l-ați văzut, din domeniul reumatologiei. Am făcut o electroforeză a proteinilor serice care arăta într-o hipergamaglobulinemie, însă o dozare de imunoglobuline arăta o disproteinemie inflamatoare cronică. Pentru faptul că avea această erupție, că avea durere articulare, că avusese complementul scăzut, că avusese cumsul pozitiv, ne-am gândit către lupus și din această cauză am făcut un profil ANA extins, unde ar avea pozitiv anticorpii anti-SSA, anticorpii anti-SSB, dar și anticorpii anti-RO52, iar mergând mai departe de la profilul ANA extins către ELISA pentru a vedea mai bine care erau specificitățile de anticorp pozitive, am văzut că anticorpii anti-RO aveau titruri mari ca și anticorpii anti-LA și că anticorpii antinuclear pe imunofluorescență erau cu titlul acesta foarte mare, 1 pe 5120, deci criteriul de intrare pentru lupus, anticoagulantul lupic a fost pozitiv și ceilalți anticorpi pentru sindromul antifosfolipidic au fost negativi. Datorită faptului că venise cu radiografia aceea care arăta totuși infarctul pulmonar, ne-am gândit dacă nu cumva la situația aceasta în care din sindromul antifosfolipidic avea numai anticoagulantul lupic, ar putea să aibă și o trombofilie născută, primitivă, am făcut și determinarea anomalii genetice pentru gena, pentru factorul 5 și am găsit această mutație de tip heterozigot. Pe radiografia pulmonară vedeți opacitatea neomogenă, imprecis delimitată la baza dreaptă, cu sechele fibronodulare și infrahilare, avusese tuberculoză și opacități diverse cu aspect reticulomicronodular, infrahilar bilateral. O ecografie care nu arăta mare lucru, dar totuși o diferență a dimensiunilor între rinichiul stâng și rinichiul drept. Vedeți că unul era mai mare decât celălalt și rețineți că avea în istorie și infecția urinară cu clepsiela. Ne-am gândit atunci ce să facem mai departe, să facem o biopsie musculară pentru faptul că v-am spus că avea această suferință mioartropatică nediferențială. Sau să facem o biopsie cutanată, pentru că totuși leziunea cutanată era foarte extensivă. Și în această situație ne-am hotărât și am făcut această biopsie cutanată care arată elemente absolut tipice și pe care vreau să vi le arăt, în care pe prima figură se vede fragmentul acesta bioptic cu minimă hiperortocheratoză, iar pe cel de-al doilea se vede cea mai frumoasă imagine, avem aici, de degenerescență vacuolară la nivelul stratului bazal cu rare keratinocite apoptotice. Tot pe colorația hematoxineozină folosite ca și la primele două imagini, se vede minim infiltrat inflamator limfocitar în jurul vaselor, iar pe colorația cu albastru acian este depunerea crescută de mucină interstițială la nivelul dermului papilar și reticular. Și în acest moment ne-am gândit, suntem în fața unui lupus eritematos sistemic cu toate elementele caracteristice confirmate prin biopsia cutanată, sau suntem în fața unei dermatomiozite, datorită faptului că avea o suferință musculară, nu foarte exprimată, dar știm că această afectare cutanată este indistinctibilă între lupus eritematos sistemic și dermatomiozită. În așa fel încât, utilizând toate aceste elemente, am pus diagnostic de sindrom de overlap, în care am pus sindromul de antesintetază, pentru că îmi ieșiseră anticorpii anti-OG, care erau anticorpii anti-izoleucină, și lupus eritematos sistemic. Ne-am gândit, suntem în fața unui sindrom overlap sau suntem în fața unei colagenoze nediferențiate.
De ce am pus overlap? Datorită faptului că, așa cum o să vedeți și o să vă arăt, îndeplinește criterii pentru fiecare din cele două boli. Și la acest diagnostic principal am mai adăugat sindrom antifosfolipidic secundar pentru că avea anticoagulantul lupic și era în situația în care făcuse infarctul pulmonar printr-un TEP, trombofilia primitivă prin mutație heterozigotă de factorul 5 Leiden, hipertensiunea arterială și TEP-ul cu un infarct pulmonar. Aici v-am adus criteriile pentru sindromul antisintetază. Țineți minte că sunt două serii de criterii, una în 2010, celălalt în 2011. Criteriul de includere este prezența unui anticorp pe antiaminoacil, TRN sintetază și pacientul avea anticorp anti-OG, izoleucin TRN sintetază. Plus una din următoarele caracteristici, Raynaud avea, artrite avea, boală pulmonară interstițială, tocmai pneumologa a trimis-o la reumatolog cu această boală pulmonară interstițială de tip alveolită limfocitară și febră, care nu putea fi atribuită unei alte cauze. Din cel de-al doilea set de criterii, avea criteriul de includere anticorpii antiaminoacil TRN sintetază, anti-OG, plus două criterii majore sau unul minor, din cele două majore. Boala pulmonară interstițială era elementul cel mai important din tabloul clinic și din criteriile minore, artrite, pe care pacienta le-a declarat și le-am văzut și noi, și fenomenul Raynaud. Criterii de lupus avea, am plecat de la criteriul de includere, un titlu de anticorp antinuclear de cel puțin 1 pe 80 pe cele HEP, țineți minte că ea avea 1 pe 5420 și adunând toate punctele din aceste criterii, am văzut că sunt mai mult de 10 puncte, deci pacienta, conform acestor criterii, are și boală lupică. Ce am făcut ca tratament? Puls terapie cu metilprednisolon 250 de mg ori 5 zile, hidroxiclorochină 200 de mg de 2 ori pe zi, am pus-o pe Imuran, am făcut un switch terapeutic de pe Eliquis pe Sintrom, datorită faptului că știm că e mai sigur pe anticoagulantul clasic decât pe noile anticoagulante, ținând seama de faptul că este sindromul antifosfolipidic și avea și starea de trombofilie cu heterozigotism pentru factorul 5 Leiden, antibioterapie, tratament antihipertensiv și protecție gastrică. Evoluția a fost în primul rând clinică foarte bună, vedeți și dumneavoastră, cu erupția care a fost foarte mult remisă. A fost remisiune și la nivelul sindromului Raynaud de la palme și plante, dar nu atât de evident cum a fost erupția pe față. Din punct de vedere biologic, a rămas cu hemoglobina la fel, cu sindromul inflamator crescut de asemenea, dar cu viteza, vedeți, puțin mai diminuată. Ureia, creatinina s-au diminuat, din această cauză am zis de la început că ar fi putut să aibă o componentă funcțională de tip deshidratare extrarenală. Nu ne-am lăsat, am mai făcut încă o dată autoimunitatea pentru lupus și ne-au ieșit și anticorpii anti-ADN, PNL-ISA, pozitiv, cu anticorpii anti-RO pozitiv și anticorpii anti-LA pozitiv. La 6 săptămâni de când ea a fost trecută către reumatologie, am trimis-o ca să refacem din nou probele funcționale. Din punct de vedere clinic era mai bine, dar uitați-vă și dumneavoastră, din punct de vedere al probelor funcționale respiratorii mai rău și dacă ne uităm numai la transferul, la DLCO, transferul alveolo-capilar, la venire era 46, ceva, iar aici era 33,6. Am făcut din nou un CT și de data aceasta, vedeți, pe imaginea de aici, defectul de umplere la nivelul arterei segmentare laterobazale inferioare drepte și cu aria pe care o vedeți acolo de consolidare pseudotriunghiulară la nivelul lobului inferior drept, iar din relația pe care am avut-o cu reumatologul am ajuns la concluzia că
infarctul pulmonar era mult mai mic față de CT-ul pe care îl făcuseră la Pitești, cu calcificări induse pe care l-am considerat pe cale de vindecare. Acesta este cazul meu și dacă dumneavoastră aveți ceva întrebări. Bună ziua, spun și eu. Mulțumesc pentru invitația la acest congres, doamnei conferențiar Predețeanu și de domnului profesor Cătălin Codreanu. O să începem întrebările. Mulțumim în primul rând pentru prezentarea cazului clinic și ținând cont de afectarea pulmonară pe care această pacientă a avut-o. Întrebarea este, care este semnificația bolii pulmonare interstițiale din bolile de țesut conjunctiv, vasculoconjunctiv? Deci este o întrebare foarte bună. Începem să fim din ce în ce mai sensibilizați cu această idee. Majoritatea bolilor noastre, al bolilor reumatologice, a bolilor inflamatoare cu mecanism autoimun, încep să aibă manifestări pulmonare și, în special, boală pulmonară interstițială. V-am adus aici un studiu care a fost publicat în 2020, este pe o populație, pe o populație braziliană, este o serie de cazuri, de 75 de cazuri, care au fost urmărite 6 ani, cu boală pulmonară interstițială din cadrul bolilor noastre, a bolilor de țesut conjunctiv. Uitați-vă, locul 1 este ocupat de sclerodermie. Sclerodermie, practic 34,7% dintre pacienți pot să facă boală pulmonară interstițială. Locul 2, l-am subliniat și eu în roșu, sindrom overlap, cum a fost la mine. Sindrom overlap cu sindrom antisintetază asociat cu lupus eritematosistemic, dar să nu uităm ceea ce știm și noi din practica clinică. Polimiozita și dermatomiozita se pot asocia și ele în evoluție cu boală pulmonară interstițială și uitați-vă procentul de 6,7%. Pentru noi este foarte important să vedem o boală pulmonară interstițială, o îngrijește pneumologul, poate să anunțe, ca la mine, o boală de țesut vasculoconjunctiv. O boală pulmonară interstițială cel mai frecvent apare după boala de țesut vasculoconjunctiv sau amândouă sunt concomitente. Pe studiul pe care vi l-am adus, uitați-vă, înainte de boală pulmonară interstițială, practic 8% între cazuri, un procent mic. Cele mai frecvente cazuri sunt cele în care boala pulmonară interstițială apare după boala de țesut vasculoconjunctiv și cazuri mai puține simultan. Din această cauză, pentru noi, ca și practicieni reumatologi, este foarte important ca în cazul unui pacient cu oricare din bolile acestea de țesut vasculoconjunctiv, dacă prezintă ceva simptome respiratorii, disnee, derepaus, tuse, stare de oboseală, să ne gândim dacă nu cumva suntem în fața unei asemenea situații. Prevalența generală este de aproximativ 15%. Am găsit acest procent că din toate bolile de țesut vasculoconjunctiv, 15% pot să facă boală pulmonară interstițială, iar dacă luăm în discuție partea clinică pe care v-am spus-o, un computer tomografic de high resolution, ce înseamnă acest lucru? Slice-urile, segmentele, se fac la un milimetru jumate, un milimetru. Vedeți că, în mod obișnuit, aparatele noastre cam pe la 3 milimetri fac, împreună cu testele funcționale respiratorii, reprezintă standardul de aur pentru evaluare și prognostic. Hipertensiunea pulmonară. Am accentat în prezentarea cazului despre hipertensiune pulmonară. Ei spuseseră la pneumologie, nu am avut posibilitatea să o fac, dar m-am gândit la această aserțiune. Hipertensiunea pulmonară este frecvent întâlnită aici și este singurul predictor de mortalitate. Iar mortalitatea din boala pulmonară interstițială asociată cu boala de țesut, uitați-vă, este 20%. Datele de supraviețuire sunt cutremurătoare. Vedeți, 67,8 luni de la diagnosticul bolii de țesut vasculoconjunctiv și uitați-vă, 37 de luni, adică vreo 2-3 ani, 37 de luni de la diagnosticul de boală interstițială pulmonară și studiul acesta concluzionează asupra faptului că corticoterapia este pivotală în această situație. Același lucru l-a arătat un studiu făcut în Taiwan.
care a arătat și el la fel, referitor la rata de incidență și referitor la risc. Vedeți pe primul plan iar sclerodermia, cu rate de incidență 1364 și 172 și pe locul 2 polimiozita și dermatomiozita, cele două elemente epidemiologice fiind de asemenea crescute în această situație. Mulțumim pentru răspuns. Am văzut semnificația bolii pulmonare interstițiale în bolile de țesut vasculoconjunctiv. Care sunt tipurile CT ale bolii pulmonare interstițiale din sindromul antisintetază? Acum suntem din ce în ce mai conștient asupra faptului că elementul cel mai important din sindromul antisintetază este boala pulmonară interstițială. Din această cauză și pneumologa mea, prietenă cu mine, mi-a trimis acest caz gândindu-se și ea dacă nu cumva are o boală de țesut conjunctiv și chiar mi-a spus la un moment dat, fii atentă că o dor mușchii, să n-aibă totuși ceva din categoria, ea n-a știut sindrom antisintetază, să nu fie din categoria polimiozitei sau dermatomiozite. Ați văzut, spre deosebire de prevalența bolii pulmonare interstițiale din toate bolile de țesut conjunctiv, aici, în sindromul antisintetază, aproape toți bolnavi, 70% din bolnavi, au boală pulmonară interstițială. Este interesant faptul, și cam așa am simțit și eu la această bolnavă, boala pulmonară interstițială este simptomul de prezentare, chiar în condițiile în care miozita era subclinică. Tot timpul am pus în balanță miozita cu afectare pulmonară, cu afectarea cutanată. Din această cauză nu m-am dus către biopsie musculară, ci m-am dus către biopsie cutanată, considerând că miozita nu era așa de evidentă, deci putea să încadreze în această situație. Există o diferență în ceea ce privește evoluția bolii pulmonare interstițiale la pacienții care au anticorpi anti-JO1, îi știm, sunt cei mai frecvenți, 30% din pacienții cu polimiozită sau dermatomiozită au anticorpi anti-JO1. Dar cei care au anticorpi anti-non-JO1, cum a fost la mine, cu anticorpul anti-OG, izoleucin sintetază, au implicații prognostice mult mai proaste. Detectarea anticorpilor anti-RO crește riscul de progresie către fibroza pulmonară și evoluția clinică este cu rate de supraviețuire mai mari în boala pulmonară interstițială cu sindrom antisintetază față de boala pulmonară inflamatoare idiopatică, adică boala inițială idiopatică pe care o știm. V-am adus aici câteva tipuri de boală pulmonară interstițială din sindromul antisintetază. Patru sunt mai importante și noi, ca și reumatologi, trebuie să ne orientăm puțin în ceea ce privește, CT-ul acestor pacienți, unde v-am pus în prima imagine, se numește non-specific intercellular pneumonia. Și vedeți și dumneavoastră, v-am pus imagini, săgețelele roșii, pentru că astea sunt cele mai tipice imagini de ground glass opacities. Vedeți și dumneavoastră, există o atenuare, nu e condensare, există o atenuare pulmonară crescută, iar prin intermediul ei se vede structura broncoalveolară normală. Al doilea tip este non-specific interstitial pneumonic, sunt cele două tipuri celular și acesta este fibroticul, în care cel mai important lucru, uitați-vă, ce vedem, bronșectaziile de tracțiune, practic bronșectaziile, peretele lor este tras datorită modificărilor fibrotice locale. Al doilea tip, cel mai sever, uitați-vă care este, usual interstitial pneumonia și elementele cele mai caracteristice honeycombing, vedeți, chiste aeriene cu peretele gros 1-3 mm, care sunt net delimitate și care ele apar localizate bilateral. Organizăm pneumonia, de imaginați o caracteristice cu consolidări și vedeți în jurul consolidărilor este imaginea cea mai tipică de ground glass opacity periconsolidare
Și cea mai gravă, care de fapt se asociază cu mortalitatea aproape în 100% din cazuri, vedeți, atenuări crescute cu opacități bazale bilaterale, cu fibroză pulmonară, cu aspectul acesta nodular, liniar și reticulonodular, dar fără bronșectazii de tracțiune. Și dacă am găsit acest tabel care ne-a arătat că ensiful este cea mai frecventă, prima formă, celulară și fibrotică, cea mai frecventă formă pe care o întâlnim în polimiozită și în dermatomiozită și de asemenea tot ensiful întâlnim de asemenea în les ca și în sclerodermia. Care este, ultima întrebare, care este semnificația acestei afectări pulmonare în practica clinică? Pacienta mea a fost trimisă într-adevăr o pneumologă foarte instruită care mi-a spus că ea crede pe baza aspectului cu chistele acelea foarte mari și a lavajului broncoalveolar cu alveolită limfocitară, cu limfocite, că este vorba de o lymphocyte interstitial pneumonia. Ați văzut că nu prea intră în tipul de boli interstițiale pulmonare care se întâlnesc în bolile reumatologice. Este o formă rară, este o formă foarte severă, unii o leagă de forma idiopatică. Pe vremea când învățam eu pneumologie, se numea pneumonia lui Hamaric. Cei de vârsta mea știu de acest tip de boală. Pacientul are febră, tuse, disnee, este o inflamație densă a interstițiului pulmonar, se leagă de pseudolimfom. De asta la această femeie mi este frică să nu fie o formă de limfom și lavajul broncoalveolar să fie arătat alveolita limfocitară. Și apare frecvent în bolile noastre reumatologice, uitați-vă, în sclerodermie 15%, dar nu uitați în HIV. Toți copiii care au HIV și care au afectare pulmonară de tip interstițial au această formă de lymphocyte interstitial pneumonia, iar imaginea e tipică, de asta v-am adus-o și dumneavoastră să vedeți ce te orientează către diagnostic, ce a orientat-o pe pneumologă. Uitați-vă ce chiste enorme, mari, încât pe plămână apare ca un șvaițăr, dar alături de aceste chiste foarte mari, cei mai tipici noduli care se necrozează central și, bineînțeles, totul pe fond de îngroșări broncoalveolare importante, iar studii care arată caracteristicile CT-ului în LIP, uitați-vă, chistele se întâlnesc în 97,2% din cazuri. Ca tratament în această formă, metilprednisolon, formele non-responsive merg la imunosupresoare, supraviețuirea la 5 ani este cam de 50%. Și incidența neoplaziei limfoproliferative este mai mare la pacienții care au disgama globulinemia. Ați văzut că și eu în prezentarea cazului m-am concentrat pe metabolismul imunoglobulinilor, dar la momentul respectiv era o disimunoglobuline nesemnificativă. Concluziile cazului meu, un caz sever de sindrom overlap cu sindrom antițintetază și LES, cu o pneumopatie interstițială de tip lymphocyte interstitial pneumonia, cu evoluție favorabilă, sub tratament cortizonii și imunosupresor, care trebuie urmărită pentru limfom pulmonar. Necesitatea colaborării interdisciplinare, nu am managerul numai ocazul ăsta, ci împreună cu toate specialitățile pe care vi le-am arătat aici, pneumolog, reumatolog, radiolog, ați văzut anatomopatolog, cărora cu această ocazie le mulțumesc foarte mult. Eu mulțumesc pentru întrebări. Dacă dumneavoastră aveți întrebări sau comentarii referitor la acest caz. Dacă nu aveți, schimbăm rolurile, că suntem într-un role play.
De data aceasta, colega mea, doamna doctor Laura Groșanu, va fi expertul. Și Mădălina Dună, fiind cea mai tânără, rămâne în continuare reumatologul practician. Doamna doctor va prezenta cazul dânsei, iar doamna doctor Laura Groșanu, iar doctorița Laura și va pune întrebări la care va răspunde tot expertul, același expert care are avantajul pupitrului față de reumatologul practician care nu are pupitru. Vă rog. Cazul tău. Da. Sper să pornească. Vă rog. Bună ziua! Mulțumesc organizatorilor! Mulțumesc, doamna conferențiar Pedețeanu, pentru că dânsa este headmasterul acestei sesiuni. Am ales în continuare să vă prezentăm un caz de scleroză sistemică care nu ne-a pus atât de multe provocări diagnostice ca cel al doamnei conferențiar, ci mai degrabă provocări terapeutice. E un caz care ne-a dat mult de furcă pe parcursul evoluției și încă ne dă. Doamna noastră este asistentă medicală și avea 38 de ani la debutul bolii. Debutul bolii a fost, de fapt, în al treilea trimestru al sarcinii cu sindrom Raynaud. La scurt timp postpartum, în ianuarie 2015, pacienta începe să dezvolte poliartralgii cu caracter mixt, puffy hands și îndurare tegumentară cu evoluție centipetă la nivelul degetelor, feței, gâtului și decolteului. În septembrie 2015, deci la un an după debutul sindromului Raynaud, pacienta dezvoltă ulcerații digitale și este, de fapt, primul moment când pacienta se adresează unui reumatolog. Primește tratament în așteptare cu hidroxiclorochină, vesel 2, aspenter, auronal și o doză mică de cortizon și recomandarea de a efectua ceva investigații medicale care relevă sindrom inflamator biologic persistent, anticorpi antinuclear pozitiv cu titlu foarte mare de anticorpi anti-SCD 70, capilaroscopia evidențiază leziuni morfologice compatibile practic cu un pattern tardiv de scleroză sistemică, iar probele funcționale respiratorii obiectivează o disfuncție restrictivă ușoară cu un factor de transfer alveolo-capilar de 60%, fără modificări sugestive pentru pneumopatie interstițială pe tomografia computerizată toracică, care a fost una simplă, nu a fost de rezoluție înaltă. Pacienta ajunge în clinica noastră abia în aprilie 2016, practic la mai bine de un an și jumătate de la debutul sindromului Raynaud și nu era într-o stare foarte bună. O dureau aproape toate articulațiile, fie că erau mari, fie că erau mici, avea crepitații tendinoase la examenul fizic, un scor Rodnan de 18, avea multiple ulcerații digitale atât în pulpa degetelor cât și necroze parcelare periunghiale, menține pattern-ul capilaroscopic tardiv cu scăderea densității capilare, din păcate n-am pointer, cu capilare ramificate și cu ușoară dezorganizare arhitecturală, nu erau modificări la ecografia cardiacă, în schimb, ceea ce ne îngrijora era declinul rapid al probelor funcționale respiratorii, cu o scădere atât a FVC-ului, a capacității vitale forțate, cât și a factorului de transfer, mai mult de 15%, ceea ce este semnificativ pentru progresia afectării pulmonare. Am decis să repetăm tomografia computerizată toracică, care, de această dată, sugerează modificări incipiente de pneumopatie interstițială, mai ales la nivelul bazelor pulmonare subpleural bilateral. Diagnosticul evident că n-a fost o provocare, scleroză sistemică cu afectare tegumentară difuză, musculo-articulară, vasculară și pulmonară. De comun acord cu pacienta, am decis la momentul respectiv să inițiem tratament cu bosentan, vizând mai ales ulcerațiile digitale, o doză mică de cortizon, vizând afectarea musculo-articulară și imunosupresie cu ciclofosfamidă, vizând afectarea tegumentară progresivă și afectarea pulmonară. Am efectuat pulsuri lunare timp de 12 luni. Unul dintre pulsuri a fost temporizat în contextul în care pacienta a avut nevoie de o intervenție neurochirurgicală pentru un neurinom de L5. La un an și un pic după terminarea, după un an de ciclofosfamidă, la două luni după terminarea celor 12 pulsuri, lucrurile nu stăteau grozav de bine. Se mai ameliorase simptomatologia articulară, în schimb pacienta începuse să dezvolte contracturi, afectarea tegumentară părea să-și continue evoluția Rodnanul fiind 25, singurul lucru bun era că nu mai avea ulcerații digitale sub bosentan, iar probele funcționale respiratorii păreau să-și continue declinul
parcă nu atât de mult ca în primul an de evoluție al bolii. Din nefericire, la momentul respectiv, n-am putut să repetăm tomografia computerizată toracică și astfel încât a trebuit să luăm o decizie majoră. În afară de faptul că boala își continua evoluția infaustă, pacienta trecea printr-o momente personale foarte dificile. Dezvoltase o depresie reactivă de la boală, divorțase, pierduse copilul, motivul fiind cauza pentru care și-a pierdut copilul era chiar boala ei, astfel încât ne-a spus aș face orice ca să-mi pot recăpăta viața și copilul. Cumva sfătuindu-ne cu pneumologul care o vedea în mod obișnuit pe pacienta noastră și încurajați de un alt caz din clinică, am decis ca în august 2017 să inițiem terapie biologică cu rituximab off-label după protocolul de administrare a acestuia în poliartrită reumatoidă. Și la o lună și jumătate, două luni după efectuarea perfuziei cu rituximab, am decis să continuăm cu imunosupresie cu azatioprină. La 6 luni după efectuarea perfuziei cu rituximab, lucrurile păreau să se amelioreze din punct de vedere articular, din punct de vedere cutanat, scorul lor n-a scăzut semnificativ. În schimb, probele funcționale respiratorii par să-și continue declinul. Dacă e să comparăm factorul de transfer al zolo-capilar între cele două evaluări, scăderea este semnificativă și de asemenea și radiologul care o reevalua periodic pe pacientă sesizează un grad de progresie ușoară a afectării pulmonare, chiar dacă acesta n-a fost cuantificat de la debutul bolii. Astfel încât iar am avut o provocare în a lua o decizie terapeutică majoră. Să reluăm terapia cu ciclofosfamidă, să ne orientăm din nou spre terapie biologică rituximab off-label sau poate tocilizumab, să inițiem micofenolat, care știm prea bine că nu este rambursat în România, să continuăm azatioprina sau să includem pacienta într-un studiu clinic. Prima intenție a fost să includem pacienta într-un studiu clinic, însă probele ei respiratorii erau atât de deteriorate încât se încadra la criteriile de excludere pentru studiu clinic și în cele din urmă, de comun acord cu pacienta, am decis să reluăm terapia cu ciclofosfamidă, tot sub formă de pulsuri lunare, 6 luni la rând, ulterior am mai efectuat încă 3 pulsuri spațiate la interval de 2 luni. În septembrie 2020, după efectuarea încă unui an de ciclofosfamidă, părea să se mai fi liniștit cumva activitatea bolii. În afară de faptul că dezvoltase un bloc major de ram drept, lucrurile păreau să stea staționar, atât din punct de vedere musculo-articular, cât și cutanat, cât și din punct de vedere al probelor funcționale respiratorii. Pentru că ne apropiam de doza toxică cumulativă de ciclofosfamidă, ne duceam lejer spre 20 de grame, ne-am gândit că iarăși trebuie să schimbăm imunosupresia de întreținere adresată pacientei și iarăși am oscilat între cele menționate pe slide. Între timp aveam o nouă opțiune terapeutică, nintedanibul, din păcate nici la momentul respectiv și nici la momentul actual nu este rambursat în România, deși este aprobat de ANM. Astfel încât atunci am decis să facem switch pe imunosupresie de întreținere cu micofenolat în 2 grame pe zi. Din păcate, pacienta noastră nu este foarte compliantă și inițiază terapia cu micofenolat abia în decembrie 2020. Fiind cadru medical, este vaccinat anticovid la începutul lunii ianuarie 2021 cu Pfizer. La nici 10 zile după vaccin dezvoltă simptomatologie specifică cu infecția SARS-CoV-2, își face un test antigenic la domiciliu, se autoizolează. Cred că forma de COVID pe care a făcut-o a fost totuși una ușoară. Pacienta nu a necesitat spitalizare și a crescut foarte puțin doza de cortizon acasă și a luat antibiotic, în rest toate celelalte aditive pe care le știm cu toții. La 2 luni după prima doză, cu acordul medicului infecționist, se face și rapelul pentru vaccinarea anti-SARS-CoV-2. Din nefericire însă, după infecția COVID, se degradează foarte mult simptomatologia respiratorie a pacientei. Și apelăm din nou la ajutorul colegilor pneumologi pentru o evaluare completă și corectă. La testul de mers de 6 minute, pacienta noastră parcurgea doar 54% din distanța prezisă, desaturare importantă la efort, de la 98% la 85% și un grad de dispnee și astenie fizică de 6 la sfârșitul testului de efort. Deși probele funcționale respiratorii păreau să fie staționare față de cele efectuate cu un an în urmă, tomografia computerizată, asupra căreia voi reveni imediat,
indică progresie semnificativă a bolii și mai mult cumva schimbarea pattern-ului imagistic. Ecografia cardiacă indică o arteră pulmonară la limita superioară a normalului, fără elemente indirecte de hipertensiune pulmonară. Și acum nu știu cum o să dăm drumul la filmuleț, pentru că eu nu pot accesa în niciun fel. A pornit. Tomografie computerizată care evidențiază leziuni pleomorfe la nivelul parenchimului pulmonar ce acoperă aproape în totalitate lobii inferiori, parțial lobii medii și foarte puțin în lobii superiori și sunt leziuni mixte. Pe de o parte sunt cavități cu pereți groși de 1-3 mm, infracentimetrice cavitățile, dispuse unele lângă altele, realizând aspectul în ciorchine, și ele, per global, dispuse la nivelul lobilor inferiori, realizează aspectul de honeycombing. Pe de o parte, observăm îngroșare semnificativă a septurilor interlobulare și intralobulare și foarte mici leziuni de geam mat dispuse la nivelul lobilor pulmonari superiori. Cred că pot să trec mai departe. Având în vedere schimbarea pattern-ului imagistic cu aspectul de honeycombing ce predomina la nivelul lobilor inferiori, aspectul de fagure de miere, ne-am gândit că prima opțiune terapeutică la momentul respectiv ar trebui să fie nintedanibul. Din păcate, nu a fost disponibil la momentul respectiv, iarăși am apelat la sfatul unui pneumolog și am decis să continuăm tratamentul cu micofenolat și să mai efectuăm o nouă cură de rituximab, de data aceasta în doză de 0,5 grame la două săptămâni. Și astfel încât așteptăm follow-up-ul la 6 luni. Cam acesta a fost cazul și provocările sale terapeutice pe parcursul timpului în funcție de progresia bolii și de opțiunile terapeutice pe care le aveam. Țin să menționez că perfuzia cu rituximab a fost pusă corect la mai mult de o lună după cea de-a doua doză de vaccin anti-SARS-CoV-2. Mulțumim mult pentru caz. Într-adevăr, provocări importante în ceea ce privește managementul terapeutic. Prima întrebare referitoare la acest caz. Care sunt factorii care dictează inițierea imunosupresiei la pacientul cu scleroză sistemică și cum stratificăm aceste opțiuni terapeutice? Mulțumesc, Medă, pentru întrebarea care, de fapt, introduce cazul și dilemele noastre terapeutice. Cam aceștia sunt factorii de prognostic negativ la un pacient cu sclerodermie și cei care sunt puși cu BOLD și care sunt mulți, se regăsesc în cazul pacientei noastre. Sexul masculin nu era cazul, vârsta peste 60 de ani, rasa afroamericană, afectarea cutanată difuză, dar mai ales afectarea cutanată difuză rapid progresivă cu scor Ronan peste 14 este considerat actual, anticorpi anti-SCL 70 și pacienta noastră avea un titlu foarte mare de anticorpi, și factori specifici care țin de afectarea de organ, respectiv vis-a-vis de afectarea pulmonară, valori la evaluarea inițială ale FVC-ului sub 70%, ale factorului de transfer alveolo-capilar sub 70%, o disnee de gradul 3-4, dar și modificarea în dinamică a acestor probe este importantă. O variabilitate mai mult de 10% a capacității vitale forțate sau între 5 și 9% combinată cu declin al DLCO-ului mai mult de 15% sunt indicatori de progresie afectării pulmonare, alături evident de progresia tomografică și de desaturare importantă la efort, în condiții de efort. În ceea ce privește afectarea vasculară, ulcerațiile digitale, pattern-ul tardiv la capilaroscopie și teleangiectaziile sunt considerate factori de prognostic negativ, pacienta noastră le avea pe toate. Crepitațiile tendinoase, de asemenea, sunt considerate factori de prognostic negativ și au fost corelați cu afectare cardiacă și cu mortalitate crescută, alături de hipertensiunea pulmonară și criza renală sclerodermică. Inconstant în studiu, sindromul inflamator a fost asociat cu un prognostic infauz la pacienții cu sclerodermie. Toate lucrurile pe care le-am menționat, alături de altele, cum sunt contracturile digitale pe care pacienta noastră ne avea, slăbiciunea musculară, pe care pacienta noastră o avea, au fost incluse într-un scor prognostic la pacienții cu sclerodermie care poartă numele de SCOPE. Acest lor stratifică prognosticul, implicit stratifică și opțiunile terapeutice la pacientul cu sclerodermie și așteptăm validarea lui. Scorul este în curs de validare. Mulțumim!
Cum alegem opțiunile terapeutice imunosupresoare la pacientul cu sclerodermie cu factor de prognostic nefavorabil? Dintre toate terapiile imunosupresoare, cum alegem? O să răspund la întrebarea ta țintit, raportat la cazul nostru și acesta este scenariul pentru mulți pacienți cu scleroză sistemică, afectarea tegumentară rapid progresivă și afectare pulmonară interstițială. În lumina studiilor publicate în ultimii 2-3 ani, probabil că primele opțiuni terapeutice la momentul actual sunt între ciclofosfamidă și micofenolat. Și o să-mi încerc să-mi argumentez răspunsul. Ghidul de tratament al sclerozei sistemice este publicat în 2017. La momentul respectiv, ghidul spunea că pacienții cu afectare cu boală precoce, aflată practic în primii 3-5 ani de evoluție, cu afectare tegumentară rapid progresivă, pot beneficia de tratament cu metotrexat. Există însă o anumită reticență, nu numai la noi în țară, în a iniția metotrexatul la un pacient cu afectare pulmonară, cu atât mai mult cu cât aceasta este progresivă. Dacă pacientul asociază afectare tegumentară și afectare pulmonară interstițială, probabil că linia întâi de tratament rămâne ciclofosfamida din punct de vedere al ghidului. Studiul SLS-2, studiul care compară ciclofosfamida cu micofenolatul, nu a fost publicat după ce au fost publicate recomandările EUSTAR-ului, de fapt, astfel încât micofenolatul nu este inclus în acest studiu. Și o să revin un pic mai încolo asupra micofenolatului. Foarte probabil, ghidul va fi refăcut în curând. Din 2017 până acum, pentru tratamentul afectării pulmonare interstițiale a fost aprobat nintedanibul, a fost aprobat ulicilizumabul și trebuie revizuit ghidul care să includă și micofenolatul, nu numai rezultatul studiului SLS-2. În condițiile în care au apărut atât de multe opțiuni terapeutice în ultima perioadă, ne punem întrebarea ce rol își mai găsește ciclofosfamida la un pacient cu sclerodermie. Cu toții știm efectele secundare pe care aceasta le are. Ciclofosfamida își găsește încă rolul la pacienții cu sclerodermie, cu atât mai mult în România, în care micofenolatul nu este rambursat și toate celelalte menționate nu prea sunt disponibile. Există multe studii randomizate sau open-label cu ciclofosfamidă care atestă eficacitatea acesteia pe afectarea tegumentară și pe afectarea pulmonară la pacientul cu sclerodermie. De referință fiind studiul SLS-1, studiu care este inclus și în recomandările EULAR. Din păcate, beneficiile ciclofosfamidei, deși există pe afectarea pulmonară după 12 luni de tratament, cum sugerează SLS-1, se pierd după un an de zile de la oprirea imunosupresiei. Micofenolatul are și el numeroase studii care atestă beneficii pe afectarea tegumentară și, așa cum vă spuneam, în SLS-2, s-a dovedit non-inferioritatea acestuia față de tratamentul cu ciclofosfamida. Îmi pare tare rău că nu merge pointerul. Comparativ însă cu ciclofosfamida, micofenolatul are mult mai puține efecte secundare și curba de mortalitate a acestuia este net superioară față de aceea a ciclofosfamidei. Ăsta este practic motivul pentru care micofenolatul este pus practic terapie de linia întâi la momentul actual pentru pacientul cu afectare tegumentară progresivă și afectare pulmonară. Aș mai avea eu o întrebare pe care o să o pun înaintea celei care este afișată. Regimul de tratament al ciclofosfamidei este extrapolat din lupus, adică facem lunar pulsuri, 6 luni de pulsuri cu ciclofosfamidă, ulterior spațiate. Beneficiile se consideră că apar la 6 luni. La 6 luni trebuie făcut o evaluare completă a pacientului cu probe funcționale, cu tomografie computerizată, sigur, de preferință cu rezoluție înaltă. Dacă nu există progresia bolii, se poate trece pe imunosupresie de întreținere, spre exemplu cu azatioprină, sau se continuă pulsurile de ciclofosfamidă până la un an. Spațiate la 2 luni sau nu, tot lunar. Recomandarea este să se facă tot lunar până sunt 12. Mulțumesc. Următoarea întrebare la care ne-am gândit, care este rolul terapiei biologice la pacientul cu sclerodermie? O să încep cu rituximabul, care deși este off-label, este biologicul pe care noi l-am folosit în cazul nostru. Rituximabul are cam 10 studii la pacienții cu sclerodermie. Doar 3 sunt randomizate, restul sunt open-label, așa că rezultatul studiilor open-label știm prea bine că e grefat de o serie de biasuri. Din cele 10 studii, 8
atestă eficacitatea rituximabului pe afectarea tegumentară, mai ales dacă este pus precoce, în primii 5 ani de evoluție a bolii. Dintre cele 10 studii, doar 5 atestă beneficiile rituximabului pe afectarea pulmonară, așa că lucrurile aici rămân în continuare discutabile și vor fi analizate în continuare. Tocilizumabul, terapia anti-interleuchină 6, este în momentul actual o opțiune terapeutică aprobată pentru tratamentul afectării pulmonare la pacientul cu sclerodermie. Și datele provin din două studii. Fascinate este studiul de fază 2, care a stat la baza aprobării tocilizumabului la pacientul cu sclerodermie. Este un studiu foarte interesant, care a avut două brațe. Inițial a fost dublu orb, ulterior toți pacienții au trecut în faza open label. Ce este și mai interesant este că studiul nu și-a atins endpoint-ul primar, care vizea afectarea tegumentară. Ameliorează afectarea tegumentară la pacientul cu sclerodermie, dar datele nu sunt semnificative statistic. În schimb, s-a observat că tocilizumabul încetinește semnificativ statistic rata de declin a funcției pulmonare evaluată prin factor de transfer alveolo-capilar. Datele din fascinei sunt confirmate practic de studiul de fază 3, care poartă numele FOCUS, în urma căruia, în martie 2021, tocilizumabul a primit aprobare pentru tratamentul afectării pulmonare interstițiale la pacientul cu sclerodermie, cu condiția să fie în faze precoce de boală și eventual să fie acel fenotip de pacient cu sclerodermie care asociază sindrom inflamator. Și a patra întrebare, care este impactul infecției SARS-CoV-2 la pacienții cu sclerodermie? Spre sfârșitul anului trecut, încă nu se liniștiseră lucrurile cu valurile pandemice, World Scleroderma Foundation împreună cu Eustar și-au publicat recomandări vis-a-vis de atitudinea în fața pacientului cu sclerodermie care face infecție SARS-CoV-2. Se consideră că acești pacienți sunt expuși, au un risc mai mare de a face infecția comparativ cu restul populației generale, chiar cu restul bolilor autoimune. Nu există consens asupra atitudinii terapeutice care trebuie luată vis-a-vis de imunosupresoare și deciziile se vor lua individual, punând în balanță afectarea organică pe care o pacientul și riscul de flare la întreruperea imunosupresiei. Există consens că terapia vasodilatatoare nu se oprește. Pentru pacienții spitalizați, antiviralele și tocilizumabul sunt terapii de salvare. Se evită corticoterapia datorită riscului de criză renală sclerodermică și este recomandată anticoagularea profilactică dacă pacientul este imobilizat la pat. În ceea ce privește evoluția infecției SARS-CoV-2 la pacientul cu sclerodermie, anul ăsta la EULAR, au fost publicate date pe un număr relativ mare de pacienți, 178 de pacienți. 88% dintre pacienți erau simptomatici. Dintre aceștia, mai bine de o treime făceau afectare pulmonară. Afectare pulmonară care în aproape un sfert de cazuri avea un outcome sever și o rată de mortalitate de 12%, destul de mare. 8% dintre pacienți au rămas cu sechele și 50% au dezvoltat complicații, de regulă complicații respiratorii. Dar o altă provocare pe care o aduce infecția SARS-CoV-2 la pacientul cu sclerodermie este diagnosticul diferențial între progresia bolii pulmonare la un pacient cu sclerodermie și afectarea pulmonară indusă de infecția SARS-CoV-2. Și aici de mare ajutor este tomografia. Dar tomografia făcută de un om care știe frumos și bine să citească, apropo de ce spunea doamna conferențiar de colaborarea cu medicii radiologi. Ambele pot induce afectare interstițială bilaterală, subpleurală și opacități în geamat care au sau nu evoluție spre consolidare. Și aici apar diferențele subtile. În sclerodermie, aceste opacități apar inițial predominant la nivelul lobilor inferiori și ulterior ele au o evoluție spre leziuni microchistice cu aspectul de fagură de miere, asociind sau nu leziuni de consolidare pulmonară, de geam mat, pe când în infecția SARS-CoV-2, aceste opacități în geam mat evoluează din lobi inferior, subpleural, bilateral, dar au tendința să conflueze și să formeze blocuri de consolidare spre lobii superiori. Care este rolul nintedanibului în managementul pacientului cu sclerodermie? Nintedanibul este și el o terapie nouă aprobată pentru tratamentul afectării pulmonare interstițiale la pacientul cu sclerodermie. E un tratament pe care îl așteptăm cu nerăbdare, el are aprobarea ANM,
Nu sunt definitivate însă criteriile de includere și de rambursare și el are la bază un studiu foarte bine, un design foarte frumos și pe scurt studiul a demonstrat că nintedanibul, mai ales dacă este administrat precoce, în primii 7 ani au fost de fapt în studiu, poate încetini semnificativ statistic declinul funcției pulmonare față de placebo. Asta e practic următoarea opțiune terapeutică pe care noi o așteptăm în cazul pacientei noastre. Și cred că am ajuns pe sfârșit cu dialogul nostru. Concluziile acestui caz ar fi faptul că este o pacientă cu scleroză sistemică care a avut o evoluție severă și rapid progresivă. Asta a fost marea noastră provocare, atât din punct de vedere cutanat, cât și din punct de vedere al afectării pulmonare. Tot timpul a trebuit să ne gândim ce și cum să schimbăm imunosupresoarele, fie aprobate, fie neaprobate, și că, în general, pentru pacienții cu sclerodermie și pentru pacienții cu afectare pulmonară, cum a fost și cazul doamnei conferențiar Predețeanu, avem nevoie de o colaborare bună cu medici pneumologi, cu radiologi pricepuți la așa ceva și nu în cele din urmă o colaborare între noi. Mulțumesc, Mădă! Mulțumesc, doamna conferențiar! Aștept întrebări, dacă sunt. Dacă nu, îmi permit să dau cuvântul Mădălinii de această dată pentru ultimul duet din această sesiune. De data aceasta, Mădălina este expertul. Deci o ridicăm pe Mădălina la nivel de expert. Eu voi fi reumatologul practician. Mulțumesc foarte mult, Laura. Pot începe? Vă rog. Mulțumesc frumos. Pacienta mea, ultima pacientă pe care o vom prezenta, este cea mai tânără dintre toate pacientele prezentate. Este de sex feminin, 28 de ani, care s-a prezentat în data de 24 iunie 2021 la noi în spital, cu forță musculară diminuată la nivelul centurii pelvine, practic a venit imobilizată într-un scaun cu rotile, cu tremuri involuntari la nivelul membrelor superioare, palpitații cu rin rapid și cei drept a venit pentru o evaluare clinico-paraclinică a diagnosticului de lupus eritematosistemic. Din antecedentele heredocolaterale nu reținem date semnificative, antecedentele fiziologice este bipară, ultima sarcină noiembrie 2020, este nefumătoare și nu consumă alcool. La examenul clinic observăm exoftalmie bilaterală, un facies hipertiroidian. După cum vedeți în a doua poză, la nivelul membrelor inferioare observăm un edem unilateral la nivelul gambei stângi, de asemenea echimoze extensive la nivelul feței posterioare gambă stângă și parapareză 2 din 5 proximal și 3 din 5 distal, de asemenea reflexe osteotendinoase diminuate global. Dacă ne uităm în ultima poză, se observă o atrofie de eminență hipotenară și de mușchi interosoși bilateral. Din istoricul bolii reținem următoarele date. Diagnosticul de boală Graves este din 2015, pentru care a urmat tratament cu tiamazol, este tirozolul, de 30 de mg pe zi, în asociere cu betaloc de 50 de mg pe zi. Acest tratament a fost întrerupt în timpul sarcinii și alăptării pe o perioadă de aproximativ un an de zile. Din 2019 până în 2021, pacienta relatează episoade de amigdalită pultacee recurente și agravate postpartum, pentru care au urmat tratament empiric cu variate antibiotice. Iar în luna mai 2021 observăm o internare la secția de cardiologie a Spitalului Județean Giurgiu, când pacienta s-a prezentat cu palpitații cu rit rapid, cu o stare confuzională, cu o febră de 39 de grade Celsius, s-a stabilit diagnosticul de TPSV, pentru care s-a și efectuat o convertire chimică. De asemenea, în analizele de sânge s-a observat o pancitopenie severă, pentru care a fost transferată ulterior la Institutul Clinic Fundeni, secția hematologie. De asemenea, aici clinic era cu stare generală gravă, cu febră, bradilalică, bradipsihică,
raluri pulmonare bibazal cu o saturație a oxigenului în aer ambient de 94% și cu o forță musculară scăzută la nivelul membrelor superioare și membrelor inferioare. Din punct de vedere biochimic, la Institutul Clinic Fundeni observăm o anemie moderată, o hemoglobină de 8,5 grame cu indici normal, leucopenie severă, 250 unități pe litru, trombocitopenie 70.000. Din punct de vedere biochimic, observăm o disfuncție renală cu o creștere a produșilor de retenție azotată, o creatinină de 2 și o uree de 200, de asemenea ușoară citoliză hepatică și CK-ul și LDH-ul cu valori intens crescute. De asemenea, prezenta și un sindrom biologic inflamator important, exprimat printr-un CRP de 206 și un fibrinogen de 702. Dedimerii, de asemenea, au fost dozați și ei, 570 mg pe mililitru și un test CUMS direct slab pozitiv. S-au mers mai departe cu investigațiile imunologice la această pacientă. Doctorii de la hematologie de la Fundeni au făcut teste imunologice și care au evidențiat anticorpii ANA screening pozitivi, anticorpii anti-ADN screening pozitivi. De asemenea, observăm valori modificate ale TSH-ului și ale fracției T4, mult, mult modificate, un TSH de 0,008. De asemenea, din secrețiile bronșice s-a evidențiat MRSA pozitiv. Pentru a exclude alte hemopatii maligne sau alte boli hematologice, pentru că era internată într-o secție de hematologie, s-a efectuat și un frotip de sânge periferic care a relevat celularitate marcat scăzută. Medulograma și examenul imunofenotipic din aspiratul medular au infirmat de asemenea boli hematologice de tip leucemie acute. Bineînțeles, au fost efectuate și câteva screening-uri virale și tumorale care au ieșit negative. Din punct de vedere imagistic, s-a efectuat un CT cerebral care aparent era normal, un CT de torace care a evidențiat multiple focare de condensare pulmonare, cel mai probabil cu substrat inflamator și debutate după acele episoade de amigdalită pultacee recurente. Ținând cont de afectarea musculară severă de la nivelul membrelor inferioare și superioare, s-a efectuat și o electromiografie care a pus în evidență o polineuropatie axonală senzitivă motorie tetramelică, mai severă la membrele inferioare. Starea pacientei a fost cu o evoluție infaustă, pacienta a fost admisă în ATI, cu un sepsis cu punct de plecare respirator și cu o insuficiență multiplă de organ. S-a administrat antibioterapie cu spectru larg, bineînțeles care să includă și MRSA-ul, antivirale, antifungice, sub suport vasopresor și ventilație mecanică și sub echilibrare hidroelectrolitică și acidobazică, pacienta și-a revenit ușor. S-a efectuat în același timp, concomitent cu admisia pacientei în terapia intensivă de la Spitalul Fundeni, și un consult reumatologic telefonic la Spitalul Sfânta Maria, respectiv cu doamna conferențiar Predețeanu, pentru a lua în considerare și o patologie autoimună reumatică, ținând cont de pancitopenia severă de etiologie neprecizată, reiterez leucocitele de 250 și trombocitele de 70.000. În colaborare și cu doctorul endocrinolog s-a recomandat switch-ul terapeutic de petiamazol pe propiltiouracil, care n-ar induce atât de mult leucopenia, s-a ridicat suspiciunea de lupus la acel moment și s-a indicat tratament cu metilprednisolon 500 de mg 3 zile consecutiv, ulterior corticoterapie orală cu scădere progresivă și cu o doză de hidroxiclorochină. Ne aflăm în fața unei paciente care ne-a pus cei drept serioase probleme de diagnostic diferențial. Este o pacientă care a fost
admisă în secția de terapie intensivă cu un sepsis cu punct de plecare pulmonar, cu MRSA, cu o insuficiență multiplă de organ, cu tireotoxicoză, cu o pancitopenie secundară postmedicamentoasă, ne-am gândit noi la acel moment pe seama tiamazolului, și cu acest diagnostic de lupus eritematos sistemic, în acest moment cu semnul întrebării. Evoluția clinico-biologică a pacientei a fost ușor favorabilă, s-a normalizat hemoleocograma și markerii inflamatori, clinic era avea o stare generală net ameliorată, însă din punct de vedere al supresiei tiroidiene, hormonii tiroidieni au rămas în titruri relativ scăzute. Din punct de vedere muscular s-a menținut deficitul motor la nivelul membrelor inferioare și de asemenea edemele gambiere de la nivelul membrelor inferioare, stânga mai mult decât dreapta. În acest context, pe parcursul internării la Institutul Clinic Funden, s-a considerat necesară o recuperare medicală pentru care s-a practicat electrostimulare și masaj la acest nivel. Se prezintă pentru prima dată, țin minte și acum momentul, la camera de gardă pe 24 iunie 2021, din punct de vedere biologic, cu o hemoglobină crescută față de ce avea ea în antecedente, 11,1, leucocitele 10.000, trombocitele în limite normale. Din punct de vedere inflamator, observăm markerii de inflamație cu un trend descendent, cu un VSH48 și o proteină CD18, coagulograma în limite normale, testul CUMS direct a fost negativ la noi. Din punct de vedere biochimic, de asemenea, analizele mult mai bune față de prezentarea de la Fundeni, iar imunologic observăm fracțiile complementului în limite normale, iar anticorpii ANA prin ELISA 4,4. După cum spuneam, hormonii tiroidieni s-au reglat puțin, dar nu în limite normale. I-am efectuat o ecografie de părți moi la camera de gardă și este și doamna doctor Vlad în sală și mulțumim pentru că ne-a ajutat cu ecografia și observăm o zonă hipoecogenă la nivel intramuscular și peritendinos tibial posterior, la nivelul treimii distale gamba stângă, am ridicat noi suspiciunea de piomiozită, observăm în partea din dreapta gamba dreaptă față de gamba stângă, cum se observă dezorganizarea fibrelor musculare la nivelul membrelor inferioare. Am mers mai departe cu investigațiile, cu imagistica și am efectuat și un IRM de gamba stângă și observăm, cum era de așteptat, anticipam colecția lichidiană importantă la nivelul treimii posterioare, inferioare, cu atrofie musculară importantă la nivelul gambei stângi și cu structuri osoase cu aspect imagistic normal. Ce-am făcut? Am scos lichid de acolo din colecția aceea intramusculară. Lichidul se vede foarte bine, este serohemoragic, biochimic prezenta doar un LDH crescut, în rest factorul reumatoid negativ și C3C4 scăzut, dar bacteriologic s-a evidențiat Staphylococcus aureus meticillinosensibil. Am efectuat și o biopsie musculară din gamba stângă și observăm în imaginea din stânga fibre musculare cu structură normală, dar cu nuclei liniari împinși la periferie, nu avem infiltrat inflamator și există periferic o degenerescență adipocitară importantă, de asemenea, în imaginea din dreapta, atrofia fibrelor musculare. Am scos din discuție lupusul eritematos sistemic, nu s-a confirmat acest diagnostic, a rămas miopatia tireotoxică, piomiozita stafilococică, pe care am considerat-o noi având ca trigger mecanic, electrostimularea și masajul la nivelul gambei și polineuropatia senzitivă motorie în cadrul statusului critic.
Bineînțeles, am renunțat la tratamentul cu hidroxiclorochină. Corticoterapia orală a fost scăzută progresiv. De asemenea, și doctorul endocrinolog a spus să o scădem treptat, scăderea dozelor să fie progresivă. Propiltiouracilul în doză de 100 de miligrame, propanololul 20 de miligrame pe zi. În colaborare cu medicul infecționist am asociat și Amoxiplus și Biseptol, precum și hepatoprotectoare, sargenol și silimarină. Surpriza a venit recent, în 8 august 2021, când pacienta s-a prezentat din nou la Spitalul Sfânta Maria cu aceste colecții subcutanate impresionante, una la nivelul șoldului stâng și una la nivelul coapsei drepte, dureroase, din punct de vedere biologic, cu o anemie moderată, de data aceasta, deși în trecut scăzuse sindromul inflamator, acum observăm iar un trend ascendent al sindromului inflamator, un VSH de 100 și o proteină C de 150. I-am efectuat, pentru că nu avea din prima dată panelul de miozită, a ieșit negativ, procalcitonina negativă, hemoculturi, deși în afebrilitate au fost negative, și am efectuat portaje cutanate de la nivel axilar și inghinal, în care s-a evidențiat stafilococul aguloază negativ. Exudatele faringiane și nazale au fost în limite normale și TSH-ul repetat s-a normalizat. I-am efectuat o ecografie de părți moi la nivelul șoldului, unde am văzut acea colecție subcutanată impresionantă și o vedem o zonă hipoecogenă, omogenă, cu aceste abcese subcutanate voluminoase. S-a extras lichid de puncție de aici, de la nivelul acesta, și observăm proteine scăzute cu glucoză scăzută și cu LDH crescut, dar ce mai observăm din nou în culturile din lichid, stafilococ aureus pozitiv prezent. Am făcut și un examen de frotiv de sânge periferic împreună cu anatomopatologia noastră și, bineînțeles, câteva investigații suplimentare. Anticorpii HTLV-1 și 2 IgG au fost negativi și limfocitele diferențiate CD4, CD8 negative. Observăm în imaginea din stânga, la microbiologie, frecvenți coci gram pozitivi, sunt cei cu săgeți roșii, în grămezi și lanțuri intra- și extraleucocitar. Evoluția intraspitalicească a fost favorabilă, s-a transferat pacient, am luat legătura cu chirurgia și am obținut un transfer intraspitalicesc la chirurgie. Doctorii chirurgi, colegii noștri, au făcut o incizie, au evacuat aproximativ 2 litri de lichid franc purulent, cu lavaj, cu mesaj și cu sutura parțială a plăgilor. A fost dat, bineînțeles, și la examenul histopatologic și din plagă și lichidul. Nu s-a evidențiat floră și levuri absente, iar la examenul histopatologic rezultatul a fost de țesut conjunctivo, adipos și muscular cu arii extinse de necroză ischemică de tip supurativ. Evoluția postoperatorie, bineînțeles, a asociat și antibioterapie, meronem, un gram la 8 ore, vancomicină și metronidazol, în colaborare la fel cu doctorița infecționistă de la noi din spital, și observăm un trend descendent al proteinei C reactive de la 150 după 2 săptămâni de tratament antibiotic, a scăzut la 9,2 cu negativarea culturilor după aceste zile. Bineînțeles, cu tratament antibiotic pe ROS la domiciliu încă 7 zile și tratamentul aferent pentru disfuncția tiroidiană, propanolol și propiltiouracil. Așa arată pacienta acum, este pe picioarele ei, se deplasează, este într-o stare generală mult ameliorată față de cum a venit prima dată. Și acum așteptăm întrebările. Madalina, cazul este foarte interesant. Prima întrebare este întrebarea pe care mi-a pus-o și mie medicul șef de la terapie intensivă de la Fundeni, unde pacienta fusese internată cu 250 de leucocite și 70.000 de trombocite, cu stare septică și cu pneumonie.
Mi-a pus prima întrebare dacă e lupus, mai ales că avea anticorpi antinuclear pe un test al lor făcut de tip screening și leucopenie. Am spus că ar putea să fie lupus în situația aceasta, să explice acest status foarte grav și că în cadrul lupusului ar trebui să ne gândim la sindromul de activare, sindromul de activare macrofagică. Încât asta a fost scopul întrebării mele. Criteriile EULAR, ultimele criterii de clasificare pentru lupus eritematos sistemic, dacă e să ne luăm după ele, clar nu este lupus. Determinarea anticorpilor ANA prin imunofluorescență indirectă pe celule HEP2 nu era pozitiv. Dacă ne luăm după criteriile hematologice, avea doar leucopenie și trombocitopenie tranzitorie și întrunim doar 7 puncte, ne trebuie 10 puncte pentru a avea aceste criterii de clasificare pentru lupus. Dacă e să, pe partea cealaltă, dacă e să ne gândim la sindromul de activare macrofagică, știm că semnul distinctiv al acestui sindrom este activarea și proliferarea excesivă a limfocitelor și macrofagelor, cu hipersecreție masivă de citochine proinflamatorii. Etiologia poate să fie o complicație severă a bolilor autoimune, dar în special este citat lupus eritematos sistemic juvenil și artrita idiopatică juvenilă. Poate apărea spontan, dar poate apărea ca și o complicație a bolii active de bază, cum am spus mai devreme. Clinic, pacienții se prezintă cu febră non-remitentă, cu pancitopenie, cu hepatosplenomegalie, cu disfuncție hepatică și anomalie ale coagulării. De asemenea, asociază și niveluri crescute de feritină, ce-i drept la pacientă nu a fost dozată feritina. Iar la examinarea măduvei osoase avem o caracteristică pactognomonică, numeroase macrofage morfologic benigne care fagocitează în mod activ celelalte celule hematopoietice. Criteriile de sindrom de activare macrofagică sunt cele din 2014. Pacientul trebuie să aibă febră, feritină peste 200 și să întrunească încă două din următoarele criterii, adică trombocitopenie, un TGO peste 50, trigliceride peste 160 și fibrinogen sub 360. Nu aveam decât două din aceste criterii, trombocitopenia și TGO-ul crescut. Deci, Mădălina, ca să punem diagnosticul de sindrom de activare macrofagică, trebuie să avem histologia măduvei și histologia măduvei trebuie să ne arate cele din sistemul macrofagic al măduvei care îngurgitează celule din toate seriile, granulocitară, eritrocitară și trombocitară. A doua întrebare a mea este următoarea. Ce probleme pune deficitul motor? O femeie tânără de 28 de ani, născută în urmă cu 10 luni, într-adevăr a trecut printr-o stare de septică severă, a avut ventilație mecanică 4 zile, dar totuși, care este cauza deficitului motor? Pe de o parte ne-am gândit la miopatia tirotoxică. Am văzut foarte bine cu toții că hormonii tiroidieni erau foarte scăzuți, avea o disfuncție tiroidiană necontrolată pentru că își întrerupsese tratamentul pe timpul sarcinii și pe timpul alăptării. Deci, pe de o parte, este această miopatie tirotoxică generată de catabolismul proteic intens, în care asociază hipotrofie sau chiar atrofie musculară. De multe ori poate fi confundată cu miastenia gravis, poate fi acută sau cronică. Și la examenul clinic, la tabloul clinic, avem o slăbiciune musculară proximală cu semnul taburetului pozitiv. Există și câteva cazuri severe de miopatie tirotoxică cu paralizii tranzitorii. Din punct de vedere biologic, nu există sindrom inflamator, iar creatinchinaza este normală, iar la biopsia musculară întâlnim frecvent atrofie musculară. Totodată, ea este reversibilă, deci nu trebuie să uităm acest aspect, ea este reversibilă.
Și pe de altă parte avem polineuropatie axonală senzitivă motorie legată de starea critică. Pacienta efectuase o electromiografie de membre inferioare și superioare. Această polineuropatie și miopatie legată de starea critică cresc mortalitatea pacienților critici și cauzează dizabilități cronice supraviețuitorilor. Pot fi și pot include degenerarea nervului axonal cu pierderea miozinei musculare și necroză musculară și de asemenea modificările microvasculare și hipoxia pot perturba furnizarea și utilizarea energiei. Nu trebuie să uităm diagnosticul acesta de polineuropatie și miopatie legată de starea critică se bazează pe investigații clinice, electrofiziologice și nu în ultimul rând pe biopsia musculară. Problema cea mai mare a cazului este aceea a semnificației colecției lichidiene intramusculare. Întâi avem la camera de gardă păcăruți cu gamba stângă tumefiată în care am confirmat colecția lichidiană, s-a extras lichid, s-a izolat stafilococ de acolo. Lucrurile nu s-au liniștit. Seria a doua a fost cu aceeași colecție lichidiană în fesă imensă, care a necesitat intervenție chirurgicală și la gamba dreaptă. Trebuie să aibă o semnificație această colecție lichidiană intramusculară, dacă poți să ne spui ceva referitor la această problemă. Referitor la această problemă, avem miozita aceasta bacteriană, care poate să apară în situația unor leziuni musculare sau intervenții chirurgicale sau chiar atunci când avem prezența unui corp străin în organism. Bineînțeles, gazdele cu afecțiuni imunodeprimante au un risc crescut de miozită bacteriană. Cel mai frecvent aceste miozite bacteriană sau infecții acute a mușchilor scheletici se datorează stafilococului aureu, iar infecția în plăci penetrante fiind adesea polimicrobiană. Inițial nu este prezentă obligatorie o colecție purulentă, iar tratamentul poate consta în antibiotice care se administrează intravenos și ar trebui să acopere și acest spectru al stafilococului aureu și în stadiu 2 sau 3 obligatoriu drenajul chirurgical urgent, ghidaj ecografic sau CT sau chiar procedură deschisă cu asigurarea drenării complete a colecției purulente. Care ar fi cauzele sindromului de contaminare bacteriană la această pacientă? Încă o dată, 28 de ani, hipertiroidiană, întrerupt tratamentul, într-adevăr, cu infecții amigdaliene repetitive și cu stare septică recentă, cu 250 de leucocite pe milimetru cub. Pe de o parte, avem sistemul imun compromis al acestei paciente. Avea o boală tiroidiană severă, necontrolată, care putea să fie un trigger al acestui sistem imun compromis. Pe de altă parte, leucopenia aceea severă, care a fost depistată la Institutul Clinic Fundeni, 250 unități pe litru. De asemenea, intră în discuție și starea postpartum a pacientei. Spitalizarea prelungită atunci în perioada sarcinii și ar mai fi luat în considerare și tratamentul îndelungat cu antibiotic pe care pacienta nu l-a urmat, nu se aplică în acest caz. Pe de altă parte avem reidentificarea suplimentară a stafilococului. Am văzut că și din lichidul intramuscular, din colecțiile intramusculare și din secrețiile bronșice de la Spitalul Clinic Fundeni s-a evidențiat stafilococ aureus. De asemenea, la noi portajele cutanate inghinal și axilar au fost pozitive pentru stafilococ aureus. Am reidentificat suplimentar stafilococul hemolyticus din nas și hominis cutanat și de asemenea am mers mai departe cu investigațiile la Institutul Cantacuzino pentru determinarea genelor codante pentru enterotoxine stafilococice, de asemenea și pentru alfa-hemolizina și proteinele de legare a fibronectinei A și B, care au fost negative. Deci sunt factorii aceștia de patogenicitate ale stafilococului aureus.
De asemenea, există această entitate, Skin and Soft Tissue Infections, care cuprinde aceste infecții cutanate sau de țesuturi moi din genul Staphylococcus, care constituie una din principalele cauze ale infecțiilor bacteriene cutanate. Bineînțeles, o importanță medicală majoră o reprezintă acest Staphylococcus aureus coagulazo pozitiv, care se asociază în mod frecvent cu infecții ale pielii, iar dintre cel mai cu potențial patogen este Staphylococcus meticillino-rezistent, MRSA-ul. Infecțiile cu MRSA pot fi dificil de tratat și cu o evoluție severă. De asemenea, o infecție cu MRSA crește riscul dezvoltării unei viitoare infecții, cum a avut și pacienta noastră. Și cel mai important este la apariția focarelor sau infecțiilor cutanate musculare, este drenarea focarelor septice, care pot ameliora prognosticul și reduc semnificativ durata tratamentului antibiotic. Și nu în ultimul rând, consultarea antibiograme este și el atributul indispensabil în tratamentul acestor infecții. Bineînțeles, asociate cu măsuri de prevenție și protecție pentru aceste infecții, pacientul trebuie informat asupra semnificației acestei situații și a măsurilor pe care trebuie să le ia atât el cât și aparținătorii. Decontaminarea purtătorului de MRSA este indicată în situații bine stabilite. Zilnic se schimbă lenjeria de corp și de pat. De asemenea, se asociază băi zilnice cu clorhexidină sau betadină. Toaletare zilnică asupra axilelor și regiunilor inghinale, aceste zone fiind zonele cu predilecție de colonizare stafilococică și necesitatea spălării corecte a mâinilor. Și cred că am ajuns și la concluziile acestui caz. Este un caz, a fost un caz sever la o pacientă tânără, 28 de ani, cu colecții multiple intramusculare cu Staphylococcus aureus, care a necesitat efectuarea de investigații complexe și multiple pentru stabilirea diagnosticului. Pe primul plan a fost și considerăm în continuare statusul imunodepresant al pacientei și, după cum ați văzut, la fel ca și în celelalte cazuri, colaborarea interdisciplinară fructuoasă, care cred că este obligatorie și necesară. Vă mulțumesc!